Au apărut imagini de la întâlnirea de taină, credeau ei, dintre șefii poliției și membrii clanului Duduianu. Camerele de supraveghere i-au surprins pe șeful poliției române și pe unul dintre adjuncții de la capitală la negocieri cu interlopii înainte de înmormântarea lui Emi Pian. Întâlnirea a avut loc în toiul nopții, în fața unei biserici din Rahova. De două săptămâni, ministrul de interne apelează la legea tăcerii. Noaptea de 8 spre 9 august, ora 22:55 de minute, Biserica Cuvioasă Parascheva din Rahova. Un Duster alb cu însemnele poliției oprește în zonă, iar un bărbat coboară de pe locul șoferului. Alți trei polițiști așteaptă în apropiere. Printre ei, comisarul șef Aurelian Ciocărlan, adjunctul poliției capitalei. 17 minute mai târziu apare o a doua mașină, în care ar fi membrii clanului Duduianu. La 23:56 de minute se observă o a treia mașină care parchează lângă. 40 de minute mai târziu, aproape de ora 1 noaptea, o altă cameră de supraveghere îl surprinde pe șeful poliției române, chestorul Vasilescu, alături de unul din liderii clanului, vorbind pe stradă. 6 minute mai târziu, aceeași cameră îl surprinde pe același șef al poliției române, întorcându-se singur. Întâlnirea a fost explicată încă de acum două săptămâni de fratele interlopului ucis, Elvis Pian. El susține că șeful poliției sector 5, Cătălin Păștin, și șeful poliției capitalei, Bogdan Berechet, ar fi mers acasă la el aproape de miezul nopții. Cei doi l-ar fi rugat să meargă cu ei la această biserică, acolo unde erau așteptați de șeful poliției române, Liviu Vasilescu. Mai departe, Vasilescu l-ar fi rugat pe interlop să-și scoată fratele decedat din casă cât mai devreme a doua zi, pentru a evita orice fel de incidente și pentru a ușura misiunea agenților. Ceea ce s-a și întâmplat. În loc să fie după ora prânzului, cum era anunțată oficial, înmormântarea a avut loc de dimineață. Dumneavoastră ați fi fost în acea seară cu șeful poliției capitalei și cu șeful poliției române la întâlnire cu membrii clanului Duduianu la biserică în Rahova. Ați fost sau nu? Niciunul din cei doi șefi ai poliției nu au răspuns reporterilor Observator pentru a comenta situația. De altfel, de la apariția acuzațiilor, nimeni nu a dorit să comenteze sau să nege episodul. În timp ce în presă apăreau imaginile cu întâlnirea de taină, ministrul Marcel Vela se lăuda în fața Ministerului de Interne cu faptul că a reușit să înființeze Poliția Animalelor. Despre Poliția Interlopilor, niciun comentariu. Vă mulțumesc pentru atenție. Un comentariu faptul că... Un comentariu imaginea.